Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Se duc lupte grele în Severodonețc, unde rușii controlează aproape întreg orașul, iar președintele ucrainean crede că atacurile se vor intensifica săptămâna aceasta, când UE va decide dacă va acorda Ucrainei statut de țară candidat. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Posturile de televiziune din Moldova nu mai pot retransmite emisiuni politice și știri din Rusia. Legea care interzice acest lucru a fost promulgată de Maia Sandu. Un fost director adjunct de la Moldsilva a fost numit în funcția de șef interimar al întreprinderii Spații Verzi, după ce fostul administrator a fost demis în urma tragediei din parcul Alunelul, când un copil de 2 ani a fost strivit de o creangă. Fostul director adjunct al agenției Moldsilva, Victoria Coval, a fost numită în funcția de șef interimar al întreprinderii Spații Verzi, după ce fostul administrator a fost demis în urma tragediei din parcul Alunelul, când un copil de 2 ani a fost strivit de o creangă. Din păcate, avem multe, acest sector înregistrează foarte multe restanțe. La moment, ce vreau să vă zic, dincolo de obiectivele care au fost setate, au apărut la ordine de zi probleme ce ține de urmările cazului tragic care au fost în parcul Alunelu, care de fapt a declanșat și o isterie socială. Este vorba despre că sunt foarte mulți arbori uscați și, din păcate, nu se reușește peste tot. Cauzele sunt atât vârsta înaintată a arborilor, măsurile care nu au fost întreprinse la timp. Acum o lună, în parcul Alunelul, un ram al unui copac a căzut peste căruciorul în care se afla o fetiță de aproape 2 ani. Copila a decedat la spital în urma rănilor suferite. Procuratura Generală a inițiat un dosar penal pentru neglijență în serviciu a persoanelor publice. Examinarea continuă, iar șeful de la Spații Verzi a fost demis. Rușii controlează partea centrală a orașului Severodonețk în estul Ucrainei, cu excepția uzinei Azot. Rușii și ucrainenii se bombardează deopotrivă pentru a deține controlul localității. Orașul vecin, Lisiciansk, a fost ținta unor focuri de armă intense, aseară fiind uciși 2 civili. Kievul a semnalat o situație destul de complicată în regiunea Harkov, din nordul Ucrainei, de unde trupele ruse fuseseră împinse în retragere, dar acum au reluat ofensiva. Se dau lupte crâncene pentru mutarea liniei frontului în satele de la sud de Severodonețk. Ministerul rus al apărării susține că a preluat controlul asupra satului Metelkino și că luptătorii și comandanții batalionului Aidar s-au predat acolo, în timp ce statul major general ucrainean recunoaște doar un succes parțial al rușilor. Guvernatorul regiunii Lugansk afirmă că civilii au refuzat să se evacueze de pe teritoriul uzinei Azot și cere să nu se compare situația de acolo cu cea de la Azovstal, deoarece există încă modalități de a obține tot ce este necesar acolo. Lisiciansk, orașul geamă de peste râul Siverski-Doneț, a fost ținta unor focuri de arme intense aseară. 2 civili au fost uciși. Acest oraș rămâne ultima redută ucraineană în provincia Lugansk. Localnicii rămân blocați în subsoluri, deoarece din cauza bombardamentelor nu pot fi evacuați de acolo. Були деньги, я поехала куда это, глаза глядят. Ну тут же живем мы вон какой это. Туалет загляньте, що ми ходимо, який туалет. Водичка нам нужна, тому що води вже в колодцях взагалі нету, вже не возять, і води вже нету взагалі в колодцях. Беремо отак по пол відьорочка і очередь стоїмо по 3-4 часа. Printre explozii și atacuri, voluntarii reușesc să aducă ajutoare umanitare în Lisiciansk. В Лисичанске обстреливаются все районы. Нет ни одного места тоже безопасного здесь. А люди эвакуироваться не хотят, много дітей. Молодежь поуезжала, остались люди преклонного возраста, то есть женщины, мужчины. Și regiunea vecină Donețk a fost bombardată în această dimineață. Я думаю, что скоро мы победим, у нас будет все хорошо, у нас будут пенсии, у нас будут все, наверное, у нас будет. Azi dimineața, un atac cu rachete a fost respins la Odessa, pe cer fiind văzute urme de fum. În Nicolaev, însă, un complex sportiv a fost distrus în totalitate în urma mai multor bombardamente. Potrivit unui consilier al ministrului ucrainean de interne, trupele ruse încearcă să recâștige teren în zona orașului Harkov, al doilea ca mărime al Ucrainei după capitala Kiev, situată aproape de frontiera cu Rusia. Pozițiile ucrainene din Donbass încă rezistă, susține președintele Volodymyr Zelensky. Iar ministrul ucrainean de externe spune că dacă Occidentul nu va reuși să trimită Kievului suficiente provizii de arme, ucrainenii vor lupta cu lopețele pentru a continua să se opună Rusiei. Продовжуються наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил, але Сєвєродонецьк
Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інше найгарячіші точки, вони тримаються. O parte din artileria donată de Statele Unite și de aliații occidentale a ajuns deja pe front. Institutul pentru Studierea Războiului a spus că forțele ruse vor putea probabil să pună mâna pe orașul Severodonețk în următoarele săptămâni, dar cu prețul concentrării majorității forțelor disponibile în această zonă mică. Obținerea controlului deplin asupra regiunii Lugansk este un obiectiv strategic principal pentru forțele ruse ca parte a unei campanii de încercare de a prelua controlul complet asupra Donbasului. După lansarea agresiunii asupra Ucrainei pe 24 februarie, trupele ruse au avansat cel mai rapid în partea de sud a țării, cucerind întreaga zonă de coasta Mării Azov și o parte din cea a Mării Negre. Însă înaintarea de acolo a trupelor ruse în direcția Nicolaev și Odessa către vest a fost oprită de trupele ucrainene. Un comandant rus a declarat în aprilie că dorește ocuparea întregii zone de sud a Ucrainei pentru a face legătura terestră cu Transnistria. Președintele Emmanuel Macron a pierdut majoritatea absolută în Parlamentul francez necesară pentru reformele deja anunțate. În al doilea tur al alegerilor legislative, formațiunea sa a obținut cu mult sub pragul de 289 de mandate, care i-ar fi permis să conducă Franța fără o alianță cu un alt partid. E pentru prima oară când formațiunea prezidențială pierde majoritatea în ultimii 60 de ani. Alianța de centru a președintelui francez Emmanuel Macron va avea 245 de deputați în adunarea națională din totalul de 577, în condițiile în care ar fi avut nevoie de 289 de mandate pentru a deține majoritatea. Macron nu a ieșit la declarații, dar premierul Elizabeth Borne a recunoscut înfrângerea. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. Blocul de stânga NUPS va avea 131 de mandate. Partidul de extremă dreaptă Mișcarea Națională, condus de Marine Le Pen, a înregistrat o victorie neașteptată în alegeri, având un rezultat de 89 de locuri. Le Pen, învinsă de Macron în prezidențialele din mai, a fost încântată de rezultatul obținut. Faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. În adunarea națională vor mai fi 22 de deputați de stânga, 10 de dreapta și 10 regionaliști, situația rezultată în urma alegerilor ei neobișnuite în Franța, fiind pentru prima oară când formațiunea prezidențială pierde majoritatea în ultimii 60 de ani. Maia Sandu a promulgat legea votată de PAS care interzice difuzarea emisiunilor politice și analitice, dar și buletinelor de știri din Federația Rusă în Republica Moldova. Posturile de televiziune din țara noastră nu vor putea difuza decât filme, seriale, programe muzicale sau emisiuni de divertisment din Rusia. De asemenea, în codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost adăugată noțiunea de dezinformare, iar în cazul în care distribuitorii de conținut media va oferi mesaje denaturate, vor fi amendați cu până la 100 de mii de lei. Totodată, potrivit legii aprobate, 50% dintre programele străine difuzate la televiziunile trebuie să provină din Uniunea Europeană, Statele Unite sau din țări semnatare ale Convenției Europene privind televiziunea transfrontalieră. Posturile sunt obligate să ofere produse în proporții de 80% în limba română. Proiectul privind interdicția de a retransmite emisiuni politice și buletine de știri din Rusia a fost aprobat pentru prima dată în 2017 și apoi anulat în 2020 de deputații PSRM și ai Partidului Șor. Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, vine astăzi la emisiunea În Profunzime. Lorena Bogza va discuta cu premierul, printre altele, despre propunerea Comisiei Europene ca Moldova să devină țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar și despre decizia care va fi luată de Consiliul European la summitul din 23-24 iunie la Bruxelles. Totodată, Lorena Bogza va vorbi cu Natalia Gavrilița și despre creșterea prețurilor în țara noastră și nivelul record al inflației. Emisiunea începe la ora 21 și va fi difuzată și pe site-ul protv.md. Ținute elegante, gustări alese, amintiri frumoase și multe emoții. De asta au avut parte proaspeții absolvenți care au trăit deja magia balului de absolvire. Празднуем и, скорее всего, пойдем встречать рассвет, потому что я считаю, что это определенная традиция. Seara a fost una specială și pentru părinți și profesori. Cu detalii despre petrecere revenim imediat.
După ce concertul anunțat de activistul Veceslav Valco nu a mai avut loc ieri în Piața Marii Adunări Naționale, organizatorul împreună cu protestatarii aduși în centrul orașului de Partidul Șor au pichetat sediul Inspectoratului de Poliție Centru. Aceștia au fost nemulțumiți că vehiculul cu boxe nu a fost lăsat să ajungă în centrul capitalei. Reprezentanții poliției spun că organizatorii nu aveau toate actele necesare în regulă. Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber și Veceslav Valco, cel care a candidat la alegerile parlamentare anticipate de anul trecut, avându-l ca persoană de încredere pe Veceslav Platon, însoțiți de câteva zeci de protestatari, au mers în fața Inspectoratului de Poliție Centru. Aceștia au cerut ca vehiculul cu boxe și aparatajul pentru sunet să fie lăsat să treacă în Piața Marii Adunări Naționale pentru a putea fi organizat concertul. Mașina a zădărjat că cineva a zvonit la 112 și a spus că в этом грузовике находится бомба. Полиция отреагировала на этот звонок и, согласно закону, потому что на площади было около более 10 тысяч человек, замкомиссар говорит, я не могу пустить машину, потому что есть звонок. Репрезентанții поліції nu ne-au confirmat acest lucru. Au precizat însă că nu au interzis instalarea scenei, dar nu au lăsat camionul să treacă pentru că organizatorii nu aveau actele de proveniență ale aparatajului care urma să fie instalat. Astfel, concertul anunțat de Veceslav Valco nu a mai avut loc. Acesta nu a răspuns clar de unde bani pentru organizarea evenimentului, având în vedere că în 2021 el nu a declarat niciun venit, ci doar o datorie de 20.000 de euro. Я не плачу. Вы же организатор. Я организатор, я не плачу. Платит наша диаспора из Канады. В результате всего, что произойдет, я смогу вам сказать об этом позже. То есть, конечно, суммы нету. Noi nu am finanțat niciun concert. Ieri, în centrul capitalei, urmau să evolueze interpreții din Rusia, Filip Kirkorov, Dava și Ivan Dimitrenko. În postările lor de pe rețelele de socializare se vede că aceștia au petrecut într-un local de la noi. Iar Ivan Dimitrenko a fost surprins cântând în stradă, în centrul capitalei. Săptămâna trecută s-a anunțat că la concert urma să cânte Morgenstern, dar și Igor Creed, însă aceștia au refuzat să evolueze, precizând că nu vor să facă parte dintr-un joc politic. Concertul urma să aibă loc ieri, în ziua în care Partidul Șor a adus organizat protestatari în centrul capitalei pentru a manifesta împotriva guvernării. Reprezentanții BAS au declarat că cetățenii sunt liberi să protesteze, precizând că anumite personaje politice corupte încearcă să evite justiția prin diferite căi. Seceta, criza motorinei și lipsa de suport din partea statului le complică viața fermierilor în plin sezon de lucrări agricole. Se apropie recoltarea grâului, iar aceștia nu știu încă de unde vor lua tonele necesare de carburanți pentru a-și strânge roada. În astfel de condiții, unica lor speranță este intervenția autorităților. În caz contrar, recolta ar putea rămâne pe câmpuri. Mihai Gribince este agricultor deja de mai bine de 37 de ani. Deține jur de 900 de hectare de pământ în satul Boghiceni din Hâncești, unde crește grâu, porumb, floarea soarelui și orz. Pe lângă asta, acesta mai are o livadă de mere, pe care însă a început să o defrișeze de curând. Piața nu este, industria prelucrătoare achiziționează fructele la un preț mizer. În condițiile anul trecut, la producere de 900.000 de tone de fructe, practic, abia de-am acoperit cheltuieli. În ultimii 2 ani, mai mult de jumătate din livadă s-a transformat în lemne de foc, din 40 de hectare, rămânând mai puțin de 20. Mihai Gribincea spune că urmează să o taie pe toate. Asta este o situație stupidă. Statul nu intervine cu soluții, este regretabil. Ar trebui să avem linii mici de prelucrare a sucului. Întrucât ne confruntăm cu o secetă severă, situația nu este mai bună nici în cazul altor culturi. Recolta de grâu, de exemplu, ar putea scădea cu 50% față de anul trecut, spune fermierul, iar prețul ar putea crește având în vedere scumpirile din acest an, atât la îngrășăminte cât și la carburanți. În 2021 noi practic am procurat îngrășămintea cu 6-7 lei minerale. Anul ăsta le-am cumpărat cu 20, 22, 3 de lei. Sunt foarte mari investiții. Motorina s-a scumpit dublu față de anul precedent și ne așteptăm la un sinecost a producției
practic dintre 5-6 lei, 5-6 lei per kilogram. Cea mai gravă problemă a acestui sezon este totuși lipsa de motorină Angro. Pentru recoltarea celor 300 de hectare de grâu, Mihai Gribincea spune că are nevoie de 15-20 de tone de motorină. Procesul ar trebui să înceapă în aproximativ o lună, întrucât spicele au început deja să se usuce. Fermierul spune însă că nu știe încă de unde va face rost de cantitatea necesară de combustibil. Mihai Gribincea susține că este nevoit să elimine unele procese tehnologice pentru a economisi motorina. Noi azi nu putem nici 3-4 tone de motorină să procurăm. Ce faceți când ajungeți la recoltare, de exemplu, și situația nu se schimbă? Păi, mizăm până la urmă totuși pe intervenția factorului decizii. Practic, neimplicarea statului în soluționarea problemei care e în cauză va duce la un mare default pentru agricultura Republicii Moldova. Situația e similară și în nord, unde seceta îngrijorează pe agricultori. Când frunza asta s-a uscat, spicul mai departe nu se împle. Dacă anul trecut noi am avut roade aproximativ undeva la vreo 5-6 toane, anul ăsta sperăm că o să fie 2. Fermierii susțin că măsurile anunțate în martie de guvern nu sunt suficiente, întrucât inflația a crescut, iar suportul nu se simte. Acum două zile, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au cerut autorităților să intervină pentru a-i ajuta să treacă peste situația critică din agricultură. Aceștia au înaintat guvernului un șir de revindecări, printre care compensarea de 100% a accizului pentru motorină, anularea restricțiilor privind exportul de grâu, compensarea parțială a costului motorinei, fertilizanților și pesticidelor în contextul scumpirilor din ultimile 6 luni. După ce au scăpat de stresul examenelor de bacalaureat, absolvenții au intrat în febra pregătirilor pentru balul de absolvire. Cele mai multe bătăi de cap le au fetele. De câteva luni, acestea sunt cu gândul la rochii de seară, pantofi, coafuri și machiaj. Nu rămân în urmă nici băieții, care își aleg cu mare grijă costumul. Iar pentru a arăta asemenea vedetelor de pe covorul roșu, tinerii sunt gata să scoată din buzunare cel puțin 5.000 de lei. Evelina Negru a început pregătirile pentru balul de absolvire încă acum 2 luni. Eu cred că fiecare elev abia așteaptă balul de absolvire și se pregătește de tare mult timp înainte. Eu cred că, nu știu, de acum o lună, două, am început să-mi caut model de rochi, pantofi. Deja mi-am format tot conceptul în cap. Așadar, tânăra a pornit în căutarea rochiei perfecte. A găsit-o. După toate cele văzute, aceasta este rochea câștigătoare. O simt cel mai bine, cea mai frumoasă și cel mai important este comodă. Ca să evite surprizele mai puțin plăcute în ziua cea mare, tânăra a mers la o probă de machiaj și coafură. Eu de fiecare dată optez pentru comoditate și optez pentru o coafură care să mă avantajeze pe mine, dar și să-mi permită să dansez, să mă simt bine și să fie așa stilat. Pentru că e un bal de absolvire, totuși am optat pentru puțin sclipici pe ochi, dar și așa un machiaj mai accentuat decât cel de zi. Mie îmi place tare mult și abia aștept să mă distrez alături de colegii mei. Nu doar fetele își doresc să arate bine la balul de absolvire, deși pare că băieții au mai puține bătăi de cap, să știți că nu este chiar așa. Costumul, cămașa, pantofii, tunsoarea, toate detaliile contează. Pregătirile mele au început undeva din luna, începutul mai. Și au durat cam până acum, până mi-am găsit un costum destul decent. Am optat pentru culoarea albastră acestui costum, deoarece cred că mă privește și mi se potrivește foarte bine. Și cred că la pantofi se potrivește destul de bine, arată foarte ok. Și deja mi-a rămas să-mi fac freza. Cred că va fi o freză extravagantă, nu știu, ceva neobișnuit. Iar pentru a arăta așa cum au visat, absolvenții au scos din buzunare câteva mii de lei. Cred că eu am cheltuit în jur de 5-6 mii de lei, dar deja depinde cât de extravagantă este rochea și dacă mai e să calculăm și manicură, pedicură și toate aceste proceduri. La general, pentru băiat, nu știu, în dependență, eu consider anume pentru mine undeva la în jur de 7-8 mii de lei,
undeva ceva de genul. Dar bine, sunt băieți care își aleg costume sau pantofi mult mai exclusivi, mai scumpi. Acum că toate detaliile au fost bine puse la punct, urmează doar... Să aștept balul de absolvire, am scăpat și de examenul de BAC, suntem cei mai fericiți și urmează să dansăm. Și dacă unii absolvenți încă se pregătesc pentru marele eveniment, elevii liceului Nicolae Emilescu Spătaru din capitală au avut deja parte de o petrecere de vis. Tineri, frumoși și plini de speranțe, aceștia au depănat amintiri și și-au promis să nu uite niciodată anii de școală. Alături de părinți și profesori, elevii au cântat și au dansat până dimineața. Absolvenții liceului teoretic Nicolae Emilescu Spătaru din capitală au fost printre primii care au dat start balurilor de absolvire. În toiul petrecerii, proaspeții absolvenți au fost copleșiți de cele mai frumoase amintiri trăite pe băncile școlii. Cum au fost acești 12 ani de liceu? Undeva a fost mai greu, undeva mai ușor, undeva mai trist, mai vesel. Diferit, a fost foarte diferit. A fost o perioadă excelentă în viața noastră. Pe lângă cunoștințele obținute pe parcursul anilor de studii, mulți tineri au reușit să lege prietenii pe viață. Я очень рада, что я попала именно в нашу школу и познакомилась вот с этими девочками, с которыми я стою сейчас рядом. Благодаря, наверное, школе в том числе мы стали настолько дружными. Și dacă unii încă se gândesc la un plan de viitor? Am idei, dar încă nu am decis. На самом деле нет, но скорее всего останусь здесь. Alții știu exact ce vor face mai departe. Либо бизнес управление, либо еще что-то. Cu toții însă sunt recunoscători pentru experiența obținută în toți acești ani. Очень рад, что мы закончили наконец-то этот учебный год. Я очень благодарен нашим учителям и родителям за то, что они пришли на этот выпускной. Seara a fost plină de emoții nu doar pentru absolvenți, dar și pentru părinți și profesori. Горжусь своей дочкой, потому что две красавицы, 12 класс, эмоции не передать. Очень волнуюсь, очень радуюсь за них, за всех. Желаю им счастья, желаю им здоровья. Желаю им успехов на их жизненном пути. И очень хочется, чтобы у них получилось то, что они задумали, чтобы они выбрали верную дорогу, чтобы специальность, которую они выберут, позволяла им получать достойную жизнь, чтобы они были счастливы в личной жизни. Еще большая гордость, когда видишь список будущих первоклассников, и среди них фамилия наших бывших учеников, которые, став папами, мамами, уже своих детей приводят в наш лицей. Iar după petrecere, tinerii și-au propus să admire răsăritul soarelui împreună. Празднуем и, скорее всего, пойдем встречать рассвет, потому что я считаю, что это определенная традиция. Уже не первый выпуск из различных школ встречает рассветы. И я считаю, что это правильно, это по-своему как-то романтично, по-своему прекрасно. Președintele Joe Biden se simte bine după ce a căzut sâmbătă de pe bicicletă. Acesta a preferat să arate în loc să vorbească. How are you feeling, sir? Good. There you go. Biden a făcut câteva salturi spre amuzamentul jurnaliștilor și celor prezenți. Mai multe vă spunem în câteva minute la știri. Jurnalistul rus Dmitri Muratov își scoate la licitație premiul Nobel pentru pace. Banii vor fi donați copiilor ucraineni refugiați din calea războiului din Ucraina. Muratov a obținut premiul Nobel pentru pace în octombrie 2021. El a contribuit la fondarea ziarului rusesc independent Novaya Gazeta. Jurnalistul a fost extrem de critic față de anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și de războiul declanșat în februarie. Medalia lui Muratov este vândută astăzi de Ziua Mondială a Refugiatului cu sprijinul Comitetului de premii, iar veniturile vor merge direct către UNICEF.
În semn de solidaritate pentru poporul ucrainean, festivalul Devine în Degust, care a avut loc la sfârșitul lunii mai, și-a donat toate încasările pentru a cumpăra medicamente și produse de primă necesitate refugiaților. Ajutorul a ajuns la ucrainenii din Criuleni, care de 3 luni trăiesc o nouă viață. Și-au găsit un loc nou de muncă și s-au înarmat cu speranța că în curând vor reveni la ei acasă. Bună ziua! Bună ziua! În jur de 70 de ucraineni își duc traiul la centrul din cadrul școlii profesionale din Criuleni. De la mic la mare au fost nevoiți să înceapă viața de la zero, să trăiască într-un nou cămin și să găsească un job. Это все общежитие, в котором все остальные украинцы, которые прячутся от этого Путина. Вначале было у меня все странно, для меня это было непривычно в Молдавии в первый раз в другой стране, а сейчас это привычно, как будто бы это мой дом сейчас. Nikita are 10 ani și înțelege foarte bine drama pe care o trăiește poporul ucrainean. Băiatul a îndrăgit repede Moldova, iar pe lângă școala acesta învață limba engleză la Criuleni și ia ore de dans. Iana și fiica ei, Nastia, au venit din Odessa în luna martie și spun că la acest cămin s-a adunat pur și simplu o familie mare în căutare de pace. Как-то так случилось, что мы все вместе сдружились на этаже. Вот, как и мы всегда говорим, наша большая семья. Ну вот уже вот так вот. Конечно, хочется очень сильно домой. Поедем домой, но будем вспоминать всех тоже. Femeia a muncit în calitate de educatoare în Odessa, iar acum are grijă de copiii de la centru. Мы с ними играем, вырезаем, клеим, лепим, танцуем. Din Odessa a venit și Larisa cu soțul, fiica și nepotul ei. Larisa are studii în medicină și a lucrat drept asistent medical în Ucraina. Acum își împărtășește cunoștințele și oferă ajutor ucrainenilor din cămin. Даю советы нашим беженцам, что лучше принимать детям, взрослым и детям. На данный момент я пыталась устроиться на работу здесь. Și Iaroslava, care este psiholog de meserie, a venit din Nicolaev alături de mama ei și de cei doi fii și acordă în prezent consiliere psihologică ucraineană refugiați la Criuleni. Я думаю, что нет человека из Украины, который скажет, что ему легко. Даже если мы улыбаемся, нам очень больно, потому что там остались наши близкие, родные. Săptămâna aceasta, ucrainenii din orașul Criuleni au primit în dar produse de igienă, medicamente și vouchere de la un brand vestimentar. Banii au fost colectați din vânzarea biletelor la festivalul Devine în Degust, organizat de către Oficiul Național al Viei și Vinului, care a avut loc la sfârșitul lunii mai. Din banii colectați a fost cumpărat și un cărucior cu rotile, care a ajuns la o femeie care suferă de mai multe probleme de sănătate. Eu am fost foarte plăcut uimit de deoarece, într-adevăr, foarte repede s-a primit vestea. În jur de 120 de ucraineni din Criuleni au beneficiat de ajutorul oferit de către asociațiile producătoare de vinuri și Oficiul Național al Viei și Vinului. 65 dintre ei sunt găzduiți la centrul de plasament care funcționează datorită Asociației Obștești, fiecare contribuie pentru schimbare, iar ceilalți ucraineni sunt găzduiți de familiile din regiune. Pentru Ucraina începe o săptămână istorică, a declarat în discursul său către națiune președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, făcând referire la răspunsul cu privire la statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Zelensky se așteaptă ca atacurile Rusiei să se intensifice odată cu summitul UE din 23 și 24 iunie. Șefa Comisiei Europene este încrezătoare că Ucrainei se va acorda statutul de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Săptămâna aceasta, Kievul, dar și Chișinăul așteaptă un răspuns din partea Uniunii Europene cu privire la statutul lor de candidat. Завтра починається справді історичний день, тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу по статусу кандидатства для України. Вже майже позитивне рішення Єврокомісії. Наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської Ради. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky crede că Rusia își va intensifica atacurile în această săptămână, în timp ce liderii Uniunii Europene analizează dacă vor susține sau nu candidatura țării sale la aderarea la blocul comunitar. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності спеціально показувала саме цього тижня. І не тільки проти України, але й проти інших країн Європи. Ми готуємось. Ми готові.
încurajăm partenerii. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen crede cu tărie că Ucraina va primi statutul de candidată la aderare. Und ich gehe fest davon aus, dass wir einen positiven Bescheid kriegen, Unterstützung kriegen. Die Weichen sind jetzt gestellt. Natürlich ist das eine historische Entscheidung, die auch der Europäische Rat jetzt treffen muss, aber die Vorbereitungen sind gut, die Weichen sind gestellt und ich bin zuversichtlich. Declarațiile sale vin după ce vineri Comisia Europeană s-a declarat în favoarea desemnării oficiale a Ucrainei și a Republicii Moldovei drept țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale UE urmează să discute recomandarea Comisiei la un summit care va avea loc la Bruxelles joi și vineri. De asemenea, pe ordinea de zi se va afla și cererea Georgiei de aderare la UE, care în opinia Comisiei ar trebui să fie supusă îndeplinirii unor condiții diferite. Statele membre nu au adoptat până acum o linie comună cu privire la aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. După ce a căzut sâmbătă de pe bicicletă, președintele american Joe Biden a fost destul de convingător fiind întrebat cum se simte. Acesta a făcut câteva salturi prin care să arate că e într-o formă fizică bună, spre amuzamentul celor prezenți. How are you feeling, sir? Good. There you go. Președintele Statelor Unite a căzut sâmbătă de pe bicicletă în Delaware, unde își petrecea weekendul. Joe Biden a spus că este în regulă după ce agenții Secret Service din jur s-au repezit să-l ajute să se ridice. Ulterior, acesta le-a spus reporterilor că șireturile încălțărilor i s-au prins de pedale și că din acest motiv a căzut de pe bicicletă. Joe Biden, care va împlini 80 de ani, este cel mai în vârstă președinte al Statelor Unite în funcție. Sănătatea tuturor președinților americane este monitorizată îndeaproape, dar cea lui Joe Biden în special, din cauza vârstei sale avansate. În noiembrie 2020, Biden, care fusese ales, dar nu era încă investit președinte, și-a fracturat piciorul când se juca cu unul dintre cei doi ciobănești germani ai familiei, Major. Un an mai târziu, în noiembrie 2001, medicul său a subliniat la prezentarea raportului anual că Biden este sănătos, în putere și apt să-și îndeplinească funcția. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. De curând!